kiss for you. Salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod de Hedgecraft. În acest episod vom face și noi ceva ce cred că ar trebui să facem de ceva vreme. Ei bine, în acest episod vom bate și noi dragonul pentru că avem și noi echipamentul foarte OP. Te-am auzit, fraiere, te-am auzit. Pleacă de aici. Așa, mamă, dacă venea asta și ne spărge aici baza, nu-mi plăcea. Ok, în acest episod am de gând să bat dragonul, era să zic baronul. Prea mult lol, știu. Deci am de gând să bat dragonul pentru că ne-am făcut și noi echipament. Deci acum o avem foarte bună. Avem sabia la fel de bună. Numai că avem o mică problemă. Nu avem un arc bun. Așa că asta am de gând să fac acum. Am să caut din nou prin sistem să văd dacă găsesc un arc mai interesant. Dacă nu, am eu aici un mending. Am niște flame, am niște power. Cred că un arc cu infinity. Uite, eram sigur că l-avem pe acesta. Deci, dacă nu găsim nimic interesant pe aici, s-ar putea să le combinăm pe acestea. Bun, n-am găsit nimic interesant pe acolo. Avem suficient, adică, pe bune, uitați-vă și câte arcuri avem. Deci avem chestul ăsta plin, avem și aici plin. Bine, mă rog, mai sunt și arcuri, dar în general sunt foarte multe arcuri, numai că, pur și simplu, nu avem chestii interesante. Înainte, de exemplu, când am mai jucat eu, mai găseai diverse chestii. Găseai acolo un Power 4 cu Breaking 3 și poate găseai și Flame și nu știu ce. Dar acum, nu. Nu avem așa ceva. Ia să vedem dacă îl băgăm pe ăsta aici. Un punch 1. Nu, mulțumesc. Ok, ia să-l aruncăm pe ăsta înapoi în sistem. Perfect. Și acum, arcul ăsta cu Infinity. Ia să vedem noi ce punem pe el. Un Power 4 cu un Breaking. Ei, n-am carte cu un Breaking. Așa e? Așa e. Ok, putem lua un Breaking de jos de acolo. Bun, deci haideți să vedem. Deci pe acest unbreaking, dacă punem infinity, ne costă 10 nivele și invex ne costă 8 nivele. Ok. Facem în felul acesta. Infinity cu unbreaking, cu power 5, cu flame și cu mending. Mendingul ăsta avea și unbreaking și ne costă atât de mult. Dar nu pune mending? Pofti? Oh! Stați o secundă, deci nu se pune mending pe arc. Ok! Ce greșeală era să fac. Deci Infinity, Unbreaking 3, Power 4 și cu Flame. Putem să-i punem Power 5? Nu cred că am putea să-i punem Power 5. Ia să vedem. Ok, ia să vedem. Putem să punem noi unde avem noi acel Power 4. Power 4. Da, uite, putem să punem Power 5. Dar sigur vrem noi să-i rosim. Nu prea aș vrea să pierd Sweeping Edge-ul, dar și pentru asta nici nu știu ce să zic. Nu, cred că am o idee mai bună. Ok, am găsit o carte bună, am găsit un Power 4 cu Fire Aspect 2 și Sharpness 3. Deci putem să luăm Power 4, nu ne deranjează. Ia să vedem noi cât ne costă, tot 12 nivele. E ok, hai să și redenumim în Runans. Hurricane. E ok, mai așa? Ia să vedem. Dacă îi punem cu un H mare, pentru că îmi place mai mult asta. Așa. Da, eu cred că e ok. E bine, avem și un arc bun. Singurul lucru pe care vreau eu să-l mai fac acum este în felul următor. Ia să vedem. Pe armura aceasta putem să punem Thorns 3? Da, putem și ne costă 27 de nivele. Ok. Atunci voi vrea pe... mamă, amândouă au foarte multe enchanturi, foarte multe enchanturi. Ok, pe casc. 39 de nivele. Oh, wow. Ok. Și pe papuș cât ne-ar costa? 15 nivele. Ok. 15 nivele nu-i deloc rău. Așa că am să stau eu puțin aici și am să farmez. Ok, am stat eu puțin aici și am să farmez și îmi pun Taurus 2 pe papuci și după aceea mergem repede la dragon. Bun, și am ajuns aici într-un final. E bine, cred că am mai stat eu o grămadă. Cineva sunt cu toate blocurile astea? Aveam inventarul full, cred. A, atunci când am săpat. Uite-mi și scară. Ok, deci acum sunt blocurile astea, interesant.
Am stat aproape, de fapt cât am stat chiar mai mult de o oră, am zis și eu că o să fie ok, voi veni aici, mă duc, nu știu ce, totul e perfect. Și după aceea mi-am adus aminte că eu nu am pus acele Eye of Ender-uri aici la portalul din End. Și a trebuit să stau să caut Enderman și am stat și am căutat foarte mult și într-un final, noroc cu looting-ul ăsta că am omorât doar 4 dacă nu mă înșel, și am făcut rost de toate Eye of Ender-urile. Eye of Ender-urile. Da, prea mulți de R. Și eu fiind rugăit, mi este greu. Ah, ok, hai să-i pune pe toți perfect. Nu! Nu, că nu am nevoie de încă 3. Oh, wow. Nasol. Dacă nu mă înșel, mai avem acasă câțiva. Dar totuși, trebuie să mă duc până acasă. Cât de nașpa. Ok, ia să vedem. Să sperăm că de data aceasta suntem ok. Putem să ne ducem și noi. Te rog eu frumos. Ia să vedem. 1, 2, 3. Aleluia! Aleluia! Ce mă... Vedeți cât de ciudat e acum în portalul din End? Pentru că se mișcă alea odată cu mouse-ul meu și e așa ciudat. Se vede... What the fuck, cum amețește. Dar, mă rog, acum fără să ne chinuim prea mult, ia să mergem acolo să vedem. De fapt, înainte, hai să-mi pregătesc eu tot ce am nevoie. Deci, avem zăpada și cu pumpkin. Nu știu sigur dacă mai funcționează, dar să sperăm că funcționează. Găleata cu apă am să pun eu aici și ender pearl-urile. Și acum, să vedem ce se întâmplă. Achievement. A, și ne-a spawnat și aici, pe bune. Ha, te rog eu, te rog eu. Oh, wow, ce m-am speriat. Pac, pac, pac. Să sperăm că nu vine Ender Dragonul direct pe noi. Pentru că dacă vine Dragonul instant pe noi și ne dă jos, am să plâng. Ok, am ajuns aici. Hai să facem repede asta. Da, eram sigur. Așa. Avem o mică mare problemă. Avem blocurile, doamne. Avem stâlpii aceștia care au cage-urile respective și trebuie să ne ocupăm de ei mai întâi. Și ce e asta? Ah, ok. Au. Ah, lovesc cu torsul, ok. Da, eu am uitat de toate chestiuțele acestea și... What the fuck, ce cu asta? What the fuck? Ok, am și puțin lag. Hai să vedem, deci... Spargem pe ăla. Spargem pe ăla. Spargem... Pe ăla, dacă se poate. Oh! Oh, deci acum dragonul cu niște chestii de-astea pe jos și ne atacă. Ce nasol e! Ok, și am și puțin lag. Ce naiba, mă? No! Ah! Gata? Ce om e și... Asta, pac, perfect. bun, hai să ne ocupăm mai întâi de stâlpii aceștia și nu pot să cred ce mă stresează. Hai să mergem mai într-o parte. Nu cred, lagul vieții. Pac, pac. Pac. O, Doamne. Nu cred că ne... Nu ne luăm bătaie. Nu ne luăm bătaie. Nu ne luăm bătaie. Oh my god, e greu. Pac, 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 pac. Nu, ne omoară. Nu! Ok, este mult mai dificil decât mă așteptam. Ia să vedem. Haideți să ne ocupăm repede de toate prostiile astea de acolo. Mai sus, te rog eu. Mai jos. Perfect. Acolo parcă l-am luat. Hai să ne lovească cu prostia aia. Acolo cred că nu e. De asta trebuie să ne ocupăm. Au, m-am lovit și singur, nu pot să cred, sunt genial. Nu pot să cred așa ceva, ia să vedem, dăm cu Ender Pearl acolo. Perfect. Pac, pac. Acum o să ne zboare, dar nu contează. Și... Te rog, te rog, te rog, te rog. Oh, nu! Ok, n-am murit, mai avem puțină viață.
Ah, e nasol pentru că dacă ajungem și noi acolo, ia să vedem. Te batem pe tine. Dă-ne niște end dacă pagluri. Dă-mi tu atunci dacă nu vrei. Ha! Ce mă disperă. Haideți, mă. Pac, pac. Haideți, mă. Domnule. Ok, că am mai făcut costi încă 3 Ender Pearl-uri. Mamă, deci prostia asta este prea nasoală. Deci pur și simplu dă de te nenorocește. Ah. Ok, hai să mergem pe acolo și... Tem, tem, te rog! Nu pot să cred, nu pot să cred. Aș încerca cu blocuri, dar cred că mă dă jos. Haideți, repede să mergem cu blocuri. Pac, 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 pac. Haide, haide. Încă puțin. Hai mă, cât mai What? Nu pot spune locul. Ok. Pac. Îi lovim. Perfect, am scăpat și mai sunt câteva cristale din acestea. Unul acolo. Unul acolo, dacă aș putea să-l iau. Oh, nu. Noroc cu Feather Falling-ul, că altfel... Ok, uite și acolo mai e unul, nu pot să cred. Haideți că trebuie să ne mișcăm pe aici. Aaaa, scuze, scuze, șefule. Avem armura, uite că rezistă armura, e bine. Mulțumesc. Ăla am zis, nu? Da. Uite cât de aproape ești nebun. Pac. Pac. Oh, cred că am dat fix peste. Dă-i! Dă-i! A, dacă stai acolo nu poți să-l lovesc, ce naiba, mă? Sunt varză și eu la țintă cu arcul. Ok, ia să vedem noi. Cum putem noi să luăm cristalul ăla de acolo? Că sunt așa gata în giu. Zup! Hai mă, cum de nu l-am luat nici așa? L-am luat în sfârșit. Ok, și cred că mai e unul pe aici, pe undeva, dar nu știu eu sigur. Uite, acolo mai e unul. Dacă aș putea să-l iau... Oh my god, cât de aproape. Am luat dragonul. Cum ne-am luat dragonul? Iar am luat dragonul, cred. Haide! Haide! Cineva l-am luat sau ce cineva s-a întâmplat acolo? Vorbește și Enderman acum. Nu m-am făcut acum, v-am zis, dacă n-aveam armura asta așa bună... Dar nu știu că nu te să-i vedești cu să vieți. Păi... Oh, mamă, ce combo mi-a prins acolo, what the fuck? Al naibii. Ok, mai există vreun cristal din acela? Nu cred. Haide să-i dăm acum. Hai, vino, fraiere! Haide! Pac! Oh, ce tare țipă! Aoleu, nenorocitule! Haide! Haide! Eu dau în el, poate la un moment dat se mișcă și el. Și pot să-l lovesc. Mamă, cât de tare se aude. Stai să dau sunetul puțin mai încet. Nici nu știu, pa, master volume-ul dau mai încet. Hai mă, de ce nu mai pleci? Mă, cred că chestia asta e așa făcută pentru că... Poate astfel mi-ca și o viața sau nu știu de ce naiba stă ăsta aici. Și ce ar trebui eu să-i fac? Nu pot să-i dau. F3B era, nu? Ce naiba s-a întâmplat cu tine? A, pot să-i dau așa? A, mai bine nu las. Poate se calmează, poate vine și el la un moment dat. Așa, mă. Bam! Bam! Haide! N-ai tupeu să... Ha, unde se duce, mă? Pac. Da, deci nu mai cu arcul. Păcat, avem sabia bună, dar nu vine și dragonul ăsta să-i dăm cu sabia. Ah, nu. Nu, nu te pune acolo. Ce om. Ce interesant, erau acolo endormenii și îl băteau pe ăsta, what? Ok. Ah, ce fuge? Dați endormen pe el. A, nu te întoarce pe mine, glumeam, glumeam, gata, gata, gata. Ok, hai să vedem acolo. Bam. Nu mai da cu prostii de astea. Hai, te rog eu mult.
Înțelegem așa bine, mai ai și tu acolo aproape jumătate de viață. Încă puțin și te bat și eu și... O mai da cu prostii de alea că nu-i frumos. Ia uite, ce facem aici? Nimănui nu-i place. Ah, pac, pac, nici nu știu pe unde să mai dau. Pe acolo. Dar mă enervează că încă sunt particule și particulele astea provoacă lag. Ok, haideți repede să luăm și noi ăștia de aici. Putem să facem așa, pac, pac. Și pe tine repede cu cât cu 4, perfect. Dar nu niște zăpadă. Ah, iar s-a pus acolo fraierul, ok. Hai să mai facem repede niște oameni de zăpadă. Da, mă, da, bine, am înțeles, lasă-mă în pace. Pac, pac, pac. Haide, omule de zăpadă! Haide, bate-te cu ei! Nu! S-a pus iar mai aici, mamă ce mă stresează când stau acolo. Mai face și ca toate alea. Hai, omule, cu de zăpadă, ce faci? Dă-i în el! Dă-i! Haide, dă-i așa! Oh, genial! Ah. Haide! Mă așteptam și să dea omul ăla de zăpadă mai mult. Ok, deci nu mai funcționează cum era înainte să pui oameni de zăpadă și te ajutau și câștigai easy. Acum este mult mai dificil. Dar... Ok, e perfect că am făcut echipamentul. Dacă n-aveam echipamentul, cred că măream de 10 ori până acum. Pe puțin de 10 ori. Zup! Bam! Ba, nu, l-am luat, ce? Acum o să vrea să se întoarcă aici, fac pareu. Nu, 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 nu. S-a întors aici. Ok, mai are puțin la viață. Dă-i, dă-i, dă-i. Repede, repede. Ah, ce mă disperă. Ok, e bine că nu mai are mult la viață și îndrăgmeniți de partea mea. 1, 2, aproape 3. Haide. L-am luat, l-am luat, l-am luat. Încă două hituri. Nu cred! Cât mai are la viață. Încă două hituri și cred că e ok. 1, 2. Ok. Asta trebuia să fac, nu-i așa? XP, 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 XP. Nu mă loviți! Aaaa, de ce mă atacă toți acum? Disperaților, plecați, plecați, plecați! Păi! Ce naiba, poate pierd acum XP-ul ăsta. Pac, 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 eu totul. Nivel 67, ok. E perfect. Ah! Ce faceți mai era apa aici? Ce naibii sunt? Pleacă, mă. Pleacă, mă. Băi, dar de ce vin toți pe mine? Ce v-am greșit? V-am omorât dragonul, dar nici voi nu-l suportați. De ce sunteți așa cu mine? Pac. Mă rog, bine că-mi dați niște ender pearl-uri. Mă jur, deci... De-abia am făcut rost de niște ender pearl-uri. Așa. Și acum o să am prea multe. Perfect, deci aici avem portalul și... Bam! Te avem pe tine, domnule. Hai să luăm și noi oul. Punem acolo frumos. Asta, spargem. Perfect, easy peasy. Ah, dragon egg. Ok, și avem prostie de asta aici. Am văzut-o când s-a spawnat. Hai să mergem noi repede pentru că acum avem Ender Pearl-uri. Ah, pe bune că am lovit unul de ăsta cu Ender Pearl-ul. Oh my god, nu, te rog. Nu, nu. Nu, 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 nu. Ah, alo, doamne, mor aici. Așa, mulțumesc. Prostia asta, dacă nu mă înșel eu, poate mor. What the fuck? M-a teleportat aici. Ok. Și mai este încă o chestie acolo. Dar nu te-am... Paci, om! Ok, repede punem asta aici. Stați că eu nu-ți... A, uite, s-a spunat asta aici. Ok. Și mai avem pasta aici. Oh, urâtule, stai, stai, stai. Stai, stai, stai. Și dacă mergem cu asta, ne duce pe platformă. Ok. Și
Și cealaltă ce făcea? A, pe bune. Auci. Ok, să mai dăm o dată. A, pe bune! Nu! Te rog, nu! Du-mă înapoi, te rog frumos. Așa. Perfect, hai să facem repede un stâlp din acesta. Pac, 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 pac. No! Doamne! Pot să cred, nu pot să cred. Hai că din prima am mers și acum nu putem să mai facem nimic. Bun, doamne, nu, 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 e imposibil. A, ia uite-mi și pe asta. Pleacă-mă, pleacă-mă. Pac, 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 pac. What the fuck? Ce ne va se întâmplă, mă? Și dacă mă întorc înapoi la tine, ia să mai mâncăm, pentru că rămâne repede fără viață. Și acum că mai... A, mai avem acum. Și ne-am întors aici. Și ne-am dus înapoi aici. Și dacă luăm pe ăsta, ne vom duce înapoi pe platformă. Ok, am înțeles. Dum, Cronos fruit, fruit, habar n-am cum se pronunța. Ok, mult mai interesant așa. Wow. Ok, perfect. Luăm și noi câteva de astea, doar așa să fie. Ok, hai să ne plimbăm puțin pe aici. Ar trebui de fapt să țin evidența, pentru că nu scap pe server să scriu home și să mă întorc acasă, dar mă descurc că să mă întorc, nu-i așa? Mă descurc. Ok, nu voiam să mă uit la tine, asta e clar. Oricum mor, fraiere, mori. Am murit, gata. Așa. Da, va trebui să stăm să căutăm o elitră pe aici, dar nu cred că acum. Sau s-ar putea nici măcar on camera, pentru că am stat pe servere și am căutat și de-abia am găsit. Și mă gândesc că la fel se va întâmpla și pe single player, așa că nu am de gând să fac asta acum. În schimb, am de gând să mă întorc acasă. Să terminăm aici cu jocul. Teoretic. Aolo, doamne, ce mă disperă. Lăsați-mă în pace, lăsați-mă în pace. The end. Finally. Și unde mă dă? Mă dă acasă. Cât de perfect. Perfect. Ok. Deci, cred că aici încheiem și noi episodul. Știu că a fost mai ciudat. A fost prima mea experiență cu Ender Dragonul. A fost prima experiență prin The End. Și, opa. Am uitat să-mi adăugăm aici oameni, nu-i așa? Ok, din episodul următor vom mai adăuga pe aici niște oameni, pentru că pentru acest episod nu am pregătit pe nimeni. Dar în episodul următor am să pregătesc pe cineva să mai adaug aici în camera abonaților. Cred că două persoane. Și mergem așa tot drept, pentru că de ceva zile n-am mai pus aici pe nimeni. Deci, mă rog. Da, ne vom ocupa și de camera abonaților. Până atunci, dacă v-a plăcut episodul și dacă mai vreți episoade în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu sunt super nașpa, știu, știu, știu. Sunt și eu de-abia venit de la simulări și am așa o energie pentru că am scăpat. Dar, na, ce pot să spun. Până data viitoare, am fost Onyx. Pa!